Bun găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru. 8 turiști au căzut la fundata de la o înălțime de 3 metri după ce scara de lemn care asigura accesul în pensiune s-a rupt. În conformitate cu precizările ISU Brașov, victimele sunt conștiente, dar 2 acuză dureri la coloană și membrele inferioare, iar alte 6 diverse escoriații și dureri ale membrelor. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost solicitate să intervină în această după-amiază la o pensiune din localitatea Fundata după ce 8 turiști au căzut de la o înălțime de aproximativ 3 metri. Potrivit ISU, scara din lemn destinată accesului în pensiune s-a rupt. Victimele au fost transportate la spital. A început turnarea covorului asfaltic pe drumul național 73A, pe o distanță de 16 km între Râșnov și Predeal. Lucrările vor dura până la finele lunii viitoare. Vederea turnării de covoare asfaltice pe drumurile naționale care traversează Brașovul, Direcția Regională de Drumuri și Poduri a semnat la începutul lunii aprilie un contract cu o firmă din București în valoare de 52 de milioane de lei plus TVA. Este o lucrare de mult așteptată de toți participanții la trafic, pentru că, din păcate, până în acest moment drumul n-a avut cele mai bune condiții. Lucrarea sperăm că va fi finalizată cel târziu până în 31 august, dar din câte am văzut, constructorul care a făcut această lucrare și pe DN1 s-a mobilizat foarte bine. În acest moment, totul, ca lucrarea să se termine mai repede, totul depinde de condițiile meteo. Din păcate, ați văzut că în ultima perioadă a plouat foarte mult în județul Brașov și unele lucrări, din păcate, nu s-au desfășurat așa cum ne-am fi dorit noi. Contractul este valabil pe o perioadă de 3 ani și se vor asfalta 38 de kilometri de drum în acest an. S-au pus în vânzare biletele pentru Cerbul de Aur ediția 2019. Pentru cele 4 zile ale festivalului, între 22 și 25 august, organizatorii au pus în vânzare mai multe categorii de bilete, cu prețuri de la 70 de lei în sus. Ele sunt disponibile pe eventim.ro. Ștefan Bănică Junior și Irina Rimes vor susține recitaluri la Festivalul Cerbul de Aur de la Brașov, pe 22 și pe 23 august. 12 interpreți din Georgia, Letonia, Italia, România, Republica Moldova, Australia, Cipru, Armenia, Lituania și Austria au fost selectați pentru a participa la concursul din cadrul festivalului Cerbul de Aur 2019. Ei vor urca pe scena din Brașov joi și vineri pe 22 și 23 august, iar sâmbătă 24 august, în seara de gală, va fi anunțat câștigătorul celei de-a 19-a ediții a concursului. Interpreții vor concura pentru premii în valoare de 55.000 de euro. Cu 16 discuri, peste 30 de videoclipuri și concerte sold out în toată țara, Ștefan Bănică Junior va reveni pe scena de la Brașov în prima seară de festival. El va cânta alături de Rock and Roll Band și grupul vocal The 50s și promite un concert de care să se bucure toate generațiile prezente la spectacol, dar și telespectatorii. Irina Rimes, care a lansat trilogia muzicală Iubiri Secrete, va cânta în a doua seară. Televiziunea română care organizează festivalul va anunța curând alte nume românești și internaționale care vor susține recitaluri la Brașov. În cadrul proiectului Experience Romania, peste 40 de blogeri din toată lumea au vizitat mai multe orașe din țară, dar și Brașovul. Astăzi s-au oprit în Poiana Brașov, la Sâna Turistică, unde au fost primiți cu bucate tradiționale românești și cu muzică din folclorul nostru. Hi, my
My name is Lenka Josefiova. I'm Miss European Tourism 2015 and Best Travel Blogger 2019. I'm originally from Czech Republic, but I live in Dubai. I started with travel blogging 2 years ago. Mm-hmm. Tell me about the experience in Romania. Is this your first time here? No, this is my fifth time in Romania. But first time here with experience Bucharest and experience Romania. My second time in Transylvania region and in Brasov. And I just love the experience here. We visited so many different cities. Pentru dumneavoastră, asta este un stil de viață, este un job ceea ce faceți? Sau mai aveți și separat locuri de muncă? Mai avem alte activități. Acesta e un hobby, nu este principala activitate, blogul, călătoritul și contele de Instagram. Principala activitate, Tudor are o agenție de publicitate indoor, avem o rețea Provida de cazare cu hosteluri în București și litoral. Like a colorful country with beautiful cities, beautiful towns, beautiful people, actually very friendly. And I'm loving it, and I love every area and most of the cities. I mean, I haven't seen much, right? We've been here only for 10 days. So there's so many other things that I would like to see. Bloggerii au mai vizitat la Brașov, Biserica Neagră, Cetatea Felioara și Castelul Bran. Consilierul municipal PSD Alexandra Crivineanu a preluat interimar conducerea organizației de femei social-democrate. Biroul permanent județean al PSD Brașov a votat în unanimitate numirea Alexandrei Crivineanu ca președinte interimar al organizației județene de femei. Decizia vine în contextul în care Roxana Mânzatu, cea care ocupa această funcție, a preluat conducerea Ministerului Fondurilor Europene, activând în același timp și ca vicepreședinte la nivel național al PSD. Am preluat ștafeta de la Roxana Mânzatu, una dintre cele mai puternice și reprezentative femei ale județului nostru, spun eu. O femeie care a parcurs un drum firesc în politica românească și iată a ajuns ministru al fondurilor europene. Mie îmi rămâne ca acum să strâng rândurile la organizația județeană de femei social-democrată, să dovedim faptul că suntem o forță, că doamnele contează într-o societate. Asta prin proiecte pe care am de gând să le desfășor în următoarele luni în cadrul județului Brașov, pe întreg teritoriul. Și desigur, principalul meu obiectiv este acela de ca femeile să fie reprezentate cât mai mult pe listele, atât la alegerile locale, cât și la cele parlamentare, să aibă o reprezentare bună, pentru că întotdeauna organizația de femei a fost un factor de echilibru și un factor important și chiar de decizie în cadrul organizațiilor județene. Hospice Casa Speranței Brașov a strâns 46.000 de euro în urma evenimentului Aleargă tu pentru ei, organizat pe Aleea de sub Tâmpa. 1.200 de alergători au luat startul în cursele crossului Aleargă tu pentru ei, cei mai mulți dintre participanți fiind înscriși în cursa de 4 kilometri. Alergătorul montan Robert Hajnal a alergat 135 de kilometri timp de 12 ore neîntrerupt. Ultramaratonistul Robert Hajnal a reușit o cursă incredibilă, a început să alerge pe bandă la 5 dimineața și după 12 ore s-a oprit la 135 de kilometri, stabilind astfel recordul național. Pe cele două benzi alăturate, asigurate de sponsorul cursei, s-au aflat colegii lui Robert de la Brigada 2 Vânători de Munte, Sarmi Segetuza, dar și 20 de susținători care și-au dorit să alerge câte o jumătate de oră, alături de cel mai bun ultramaratonist din România. Cea de-a 11-a ediție a crossului Aleargă tu pentru ei i-a adus la start și pe pacienții Hospice Casa Speranței, care au pornit într-o cursă simbolică alături de rude și de o parte dintre specialiștii fundației. Într-un moment extrem de emoționant, ei au parcurs traseul ținându-se de mână în aplauzele susținătorilor aflați pe margine.
Singurătatea omului singur de Mihail Sebastian este titlul unui spectacol special care a avut loc în sinagoga Beit Israel din Brașov. Este vorba de fapt despre un soliloquiu dramatic conceput și susținut la invitația comunității evreilor din orașul nostru de actorul George Custură și de la Teatrul Sica Alexandrescu, într-o producție multimedia alături de Claudia Motea despre destinul lui Mihail Sebastian. Scopul acestei întruniri este de omagia, într-un fel, modest, personalitatea lui Mihail Sebastian, pe numele lui Iosif Hechter, care în timpul războiului a mai abordat și pseudonimul de Victor Mincu. Da, jurii, în schimb, am avut repetiție generală. Scenă de fantezie, de imaginație. Că e că dacă nu-l schimb până la premieră, lunga scenă finală din de la sfârșitul actului întâi va fi compromisă și felul ăsta întreaga piesă. Dar zic că Alexandrescu exultă, îi place. E o piesă asta, domnule. Granița. O traducem în franțuzești. Voi aici, totdeauna, mereu. Eu voi fi aici mereu. Nu mai sunt hipot. La știrile Mix TV este acum vremea pentru vreme. În următoarele 24 de ore, la Brașov, vremea va fi senină. Minimele nopții nu vor coborî sub pragul de 10 grade Celsius, iar cerul va fi senin. Maxima termică a zilei de mâine va ajunge până la 24 de grade, iar cerul va fi însorit. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. Rămâneți în continuare alături de programele noastre. Sunt Onelia Pescaru. Pe curând, toate cele bune!